Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod special în care vreau să vă arăt colecția mea de jocuri pentru PlayStation 3. Bun, să începem cu primul joc. Pac! Tom Selancy's Ghost Recon Future Soldier. Da, este, din păcate, l-am în japoneză. Asta e viața. Da, da. Aici este CD-ul. Nimic special. Și îi dau nota 7. Bun, punem aici pe laptopul meu. Bun. Următorul joc se numește Uncharted 3 Drake's Deception. De la Naughty Dog. Aici este spatele. Scuzați că este lumină acolo. Ce e interesant la acest joc este că că are niște desene aici în spate. Interesant. Aici este CD-ul și scuzați. Da, CD-ul și lucrurile. Bun. Următorul joc care l-avem aici este Call of Duty 4 Modern Warfare de la Activision. Ok. Este spatele, CD-ul și acolo. Scuzați-mă, am uitat să-i dau la Uncharted 3 notă. La Uncharted 3 îi dau nota 7. Și la Call of Duty 4 Modern Warfare tot vreo, nu, vreo 6 dau. Da. Bun, următorul joc este Call of Duty Modern Warfare 2 în japoneză. Ok. Așa, aici este jocul, spatele și discul. Da, acesta îi dau nota 8, să zicem, 8. Bun, următorul joc, pac, Call of Duty Modern Warfare 3, MW3. Da, mi-a plăcut foarte mult jocul. Aici, păcă că n-am putut să iau DLC-urile. Dar asta e viața. Aici este CD-ul și nota acestui joc este 9. Da. Următorul joc, Shubank, Call of Duty Black Ops 2 de la Activision. Spatele, campaign, multiplayer, zombies, CD-ul și acest joc are inclus Nuketown 2025. Așa, aici este codul. Da, nu. Are de ce, n-am de ce să vi-l arăt. Că l-am folosit și nu. La acest joc îi dau nota 9,5. Bun, următorul joc care mi-a plăcut super, mega, ultra. Știu că nu există cuvânt. N-am, să zicem, mi-a plăcut foarte, foarte tare. Este The Last of Us. De la Naughty Dog. Bun. From the creator of Uncharted. Bun. Și acesta are niște desene foarte interesante. Spate. Scuzați-mă. Mi se vede mâna cu CD-ul. Bun. Da. Un joc foarte tare, dar faza e că e cam scurt, 20 de ore numai. Ce scurt e. Nota care eu dau e 9,9. Și ultimul joc, cel mai nou, că nou astăzi mi l-am luat. Da. Da. Este The Walking Dead. Da, super, super tare. Super, super tare. Aici este CD-ul
Și am jucat astăzi primul episod din The Walking Dead. E pe spate aici, așa. Și este foarte tare jocul. Merită un 1,9, da. 1,9 merită. Și atâta a fost acest episod cu toate jocurile mele. Ups. Nu, nu contează. Și în descriere, jos, acolo undeva jos, voi pune niște link-uri care vă rog frumos să le accesați dacă vreți să vedeți mai multe detalii, adică detalii, cum arată imaginea și tot despre despre joc, despre jocuri de care le-am, normal. Ok, ne mai vedem. Ciao! Scuzați că este lumina acolo. Ce e interesant la acest joc este că că are niște desene aici în spate. Interesant. Aici este CD-ul și scuzați. Da, CD-ul și lucrurile. Bun. Următorul joc care îl avem aici este Call of Duty 4 Modern Warfare de la Activision. Ok. Este spatele, CD-ul și acolo. Da, scuzați-mă, am uitat să-i dau la Uncharted 3 notă. La Uncharted 3 îi dau 6 viața. Aici este CD-ul și nota acestui joc este 9. Da. Următorul joc și bang, Call of Duty Black Ops 2 de la Activision. Spatele, campaign, multiplayer, zombies, CD-ul și acest joc are inclus Nuketown 2025. Așa, aici este codul. Da, nu. Are de ce, n-am de ce să vi-l arăt. Că eu l-am folosit și nu. La acest joc îi dau nota 9,5. Bun, următorul joc care mi-a plăcut super, mega, ultra. Știu că nu există cuvânt. Să zicem, mi-a plăcut foarte, foarte tare. Este The Last. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod special în care vreau să vă arăt colecția mea de jocuri pentru PlayStation 3. Bun, să începem cu primul joc. Pac! Tom Selancy's Ghost Recon Future Soldier. Da, este, din păcate, l-am în japoneză. Asta e viața. Da, da. Aici este CD-ul. Nimic special. Și îi dau nota 7. Bun, punem aici pe laptopul meu. Bun. Următorul joc se numește Uncharted 3 Drake's Deception. De la Naughty Dog. Aici este spatele. Nota 7. Și la Call of Duty 4 Modern Warfare. Tot vreo, nu, vreo 6 dau. Da. Bun, următorul joc este Call of Duty Modern Warfare 2. În japoneză. Oh. Ok. Așa, aici este jocul, spatele și discul. Da, acesta îi dau nota 8. Să zicem 8. Bun, următorul joc. Pac. Call of Duty Modern Warfare 3. MW3. Da. Oh, mi-a plăcut foarte mult jocul. Aici. Păcat că n-am putut să iau DLC-urile. Dar asta. De la Naughty Dog. Bun.
From the creator of Uncharted. Bun, și acesta are niște desene foarte interesante. Spate. Scuzați-mă. Mi se vede mâna cu CD-ul. Bun. Da. Un joc foarte tare. Dar faza e că e cam scurt. 20 de ore numai. Ce scurt e. Nota care eu dau e 9,9. Și ultimul joc. Cel mai nou. Adică nou, astăzi mi l-am luat. Da. Este The Walking Dead.